Mamă, poate vărs dracu astea. Le pun eu aici, în tractor, acum. Așa. Dar nu le vărs eu pe astea de... Hai că le pun aici, într-o să descule. Doar așa. Și... Capucinul ăsta îl țin așa, mă. Să nu se verzi. Bine că am dat de Otilia și am dat de Veronica la purtărie, aceea să mă întrebe pentru cine e capucin. Să-i zic că e pentru Nea Aurel. S-a luat să bea capucin. Ca aia îmi trebuie. Aaaa, uite că am terminat. Și oamenii ăștia. Haide, ușor așa. Ia la sărace. Să iau astea. Băi, Mirelo, mi-a mai venit o idee de a face. Ia! Bună! A venit pătraulea. Ia capucinul ăsta, că l-am vărsat jumate pe mine. Mai puțin și adormeam. Noroc că i-a mai venit o idee lui Dorel. Ce să face? Dar trebuie să vorbiți cu pătraula. Pătraule, tu te înțelegi bine cu bații dulgheru? Oarecum da, de ce? Că o să aveți nevoie de lână. De ce să aveți nevoie? De lână. Da, am sănă și ne-am gândit și am văzut că babele, pardon, doamnele astea mai în vârstă stau aici prea mult la șosea, pe pânguță. Și ele poate să crușiteze, da. Exact. Ce facem? Știi ce facem? Hă? Bătoși. Da. Pentru ea, dar știi pentru cine? Pentru făcuțe, să nu răcească. Mam, stai așa că mai băiat cu ceață el. Ce faci, mă, potoși pentru făcuțe? Da. Să fie și doamnele în vârstă utile la ceva, să nu mai stai să bărbească toată ziua la poartă. A, deci voi luați lână, dați la băbuțele care stau la poartă și croșetează, cu Andrele, cu Dalea. Ele da, fac botoși și pe urmă voi unde le dați exact. Unde le vindeți pe asta? Da, la oameni, la oameni care au animale în curte. Da, să nu le mai îngheze picioarele, mă rog, iarna. Ba da, dar cred că există o problemă. Ce problemă? Că trebuie să face și botoșii mai mici pentru viței și botoșii mai mari pentru vaci și botoșii mai mari pentru boi. Dorele, tu ar trebui să știi ce înseamnă un bou, că te vorbea când mă uit la tine, te și văd. Da. Hai bă, patraule, că face pentru toate mărimile pe ei. Asta, asta e afacerea, ca să iasă bine, adică nu trebuie să... Gata, mă, uite, eu mă bag client, mă. Că uite, eu am vaci. Și și așa, iarna îngheață, săracile le îngheață, cu cearele mai ridică cât un picior, mai ale. Vezi, Dorele, ai avut o idee bună. E bună ideea asta. Da, mă, da, și dacă vedeți că dacă la bațul dulgher nu găsiți atâta lână câtă trebuie, îi mai cereți lui, că mai ia după la ciobănei, după la aia e o grămadă de lână. Da. Mai găsești. Ia uite, pe cotei l-ați băgat în ceață, ia uite, s-a blocat acolo, stă lângă remorcă, l-a luat remurie. Da. L-a luat remuratul cu ideile voastre. Dați-vă mai încoace că... Dar de ce? Dar știi și ce preț ar să facem? Dar nu-ți poți imagina, o să devenim băgați? Băi, eu ce să mai... Neaurele, deci ce să mai... O să rămânem aici în satul ăsta, o să rămânem ce... Nu o să, mamă, nu o să mai avem loc de... O dărește-te, în care afacere te bagi și tu cu noi? În aia sau în altă? Zi odată. Pe băi, în prima deja m-am băgat, a zis că m-am de acolo aproape 60%, că v-am dat terenul, că v-am arătat. Da, stai un pic să vedem de unde facem rost de cocotieri. Mă, Dorele, nu știu, da. Aia cu odierii e cam nasoală. Acolo la afacerea aceea trebuie să câștig și eu ceva, că vă dau rumeguri să faceți focul la iarnă, să-mi conduzi bananele. Corect. Deci dacă eu iau 60%, mai ia și Neaurel vreo 20%, vă dați seama că mai rămâne 15% la 1, 15% la 1. Fii atent. Nu, m-am gândit bine. Dorele, să știi că nu merge aia cu hotieri. E că eu nu stau iarna în frig ca să încălzesc bananele. Știi ce zic? Nu. Am înțeles, dar tu cum poți să încălzești bananele și fără rumeguri? Ia uzi, că îi merge mintea, la da, drag. Nu, că da, e... Le îmbrățișează pe fiecare în parte, sau? Păi nu știu, ia-ți plite pe eu, nu știu de astea. Băi, Neaurele, fii atent cum facem. Da. Ia dă-te mai în coama tale.
Băi, ia puneți-vă voi cu asta cu botoșei, vedeți că eu am deocamdată am mai rămas cu vreo 18 vaci, dar la iarnă, până în iarnă o să-mi fete vreo câteva din ele că alea, deci să faceți botoșei pentru fiecare și vedeți că vacile n-au două picioare, da? Vedeți cum faceți calculele, cum vă dă cu calculele să nu vă dea cu virgulă, drag. Asta și noi, nu suntem Doriele, să-l sun și pe italian. Auzi, bă, faceți... Ceilalți vaci. Da, nu că-l sun și pe el. Să faceți și niște șosete pentru coarne, știi, să nu le înghețe și coarnele, că dacă le punem în picioare botoșei, măcar niște șosete pentru coarne să fie... Hai mă, Dorele, ăsta ne ia la mișto acum, serios. Nu mă, cum dracu să vreau la mișto? Te-ai mirelul, te-ai zis. Păi dacă vrei și darea, vezi că o să coste peste. Peste, bine, normal că costă peste, dai seama că nu. Ce zic? Oricum, toată treaba e așa, faceți voi astea botoșei și cu alea. Eu le pun pe văcuțele mele, la mine mai bine lume cu copii mici cu alea, vede și ce... Nenea Patraulea, dar de ce văcuțele tale sunt îmbrăcate cu botoșei și cu nu știu ce și cu alea încălțate? Și eu zic, pe nu, că i-am pe băieții ăștia, pe Mirela și Dorel, care ei sunt mari de ăștia, cum le zice la ăștia, de face haine, face talea pentru animale, pentru nu știu ce, și de acolo fac reclamă, mie mele paste ne dați gratis. Da, designer. De ăștia, da, cu care mai mă cunosc eu, designer de ăștia, desenator de ăștia, și de acolo... Te-ai, că ai zis ceva acolo. Acum stăteam și mă gândeam că ar trebui să punem pe ele și ca un fel de, nu știu, știi cum au ăștia firmă, putem să punem de ce sau ce de, sau nu știu, ceva de rele. Și să vezi tu cum îl vedeam noi pe Dorel și cu Mirela la anul la televizor, la emisiune și aia, cum se chema Imperiul Pisicilor sau cum se chema aceea acolo. Da, să-i vezi acolo cu ideea de-a face. Da, stai bine la că, te-ai că patraul a zis ceva, a zis cuvântul gratis, ia-ți-e mie, nu-mi place când îl aud. Păi nu trebuie să plecăm și noi de la o oară să vă fac reclamă? Că dacă eu la mine în sat aici nu vă fac reclamă vouă, să vă ajut pe voi, că eu sunt la afacerea asta și îmi doresc să vă iasă afacerea cum trebuie. Nu, dar reclamă mă ocup eu, eu mă pricep foarte bine, da, îmi pot să merg. Păi și ce faci, te încalzi tu în ele? Ce spui două coarne așa și faci reclamă în aia? Nu, că nu stai în picioare dacă mi doar dacă mi te apleci. Nu, momentan facem botoșei doar pentru încă, picioare, pentru copite, mă rog, cum spui tu acolo, nu contează. Pentru coarne poate altă dată, nu ne extindem așa din prima. Corect, deci asta rămâne. Dorele, dar poți să te duci la Neasand acolo în capul satului, că el avea gâști, știi? Și le tun divara pe burtă ca să dei la pui să sugă. Și iei și pufuceala și faci botoșei de ăștia cât vrei. Da, vrele, așa e, cum zici, bătăl. Da, mă. Ăștia doi ne cam iau la mișto. Lasă, mai bine nu ne mai spunem de afacerile noastre. Să vezi tu atunci când o să le pare rău. Da. Exact, Mirela, gata, nu mai băgăm în seamă. Da, haideți să mergem, că ăștia doi nu știu nimic. Ăștia nu știu să facă afaceri. Că pala ramă ești vrea, mă lasă-i pace pe ăștia, că mă rup de cap. Ți-am niște... Hai, patraule, merem. Brei, stai așa să vedem cum faci struguri ăștia, inima ta le faci un vin, faci ceva? Da, eu am butoaiele pregătite, doar trebuie să mă duc și eu după struguri, știi că eu fac vin tot timpul. De asta zic. Eu zic să leg tractorul la remorca asta și să-i ducem la matale în curte acolo și după aia mergem la livadă să udăm acolo cu copaci. Da, hai. Mai să ducem și după aia când vin eu de sare de acolo mă apuc de treabă. Deci, nu mai pot de râs, bre, neaurelele, mai mă omoră cu gâștile matale cu Neasandu, cu ăștia. Dar cum să nu vezi și ideea, iar nebunul? Hai că e tractorul ăsta și... Hai de capul meu. Aia drept cu Dorele. Deranjul cât casa cu ăștia doi. Nu știu cum s-au întâlnit ei cu alea, dar pe combinații mare rău de tot. Aoleu, neaoleu.
Așa, patraule, ne vedem sus, dar acolo, da? Eu vin cu camionul. M-am dus să las și eu tractorul acasă și iau mașina și ne vedem acolo sus. Ok, hai. Ha. Mamă, să vezi acum munca, hâlea, în livada aia pe acolo, nici nu vine să cred. Ce-am mai râs cu ăștia, auzi, ce le... Teroare cu ei. Face botoși, avaci. Petrilu, tata, pregătiți-vă că vin designerii și vă încălțăm. Aveți grijă cum stați, că e deranjul cât casă. Ia să vezi ce frumoase vă fac. Băi! Dar ce faci, mă? Hai, salut, patroule. Uite, am adus sarul înapoi. Gata, l-ai făcut? Da, dar... nu mai are mult de trăit. Probleme mari, nu? Ia, oprește, lasă la ceacă, dacă e că am o treabă cu tine de... Ha! E... Yes. Ce să, hai cu mine, hai că ți-ți explic pe drum. Aole, ce treabă ai cu mine? Ba, o să am și formă altă treabă cu tine, că dacă le iese afacerea la ăștia mici, lui Mirela și Dorel, trebuie să mă ajut să încalc și vațele, ia oricât de mașină. Să mor tu cu cărțatul vacilor, cu ce treacule încalți? Cum cu cele încalți? Hai mă, urcă-te că zic eu cu cele încalți. Deci fii atent. Ăștia mici s-au apucat de afaceri. Prima afacere, în locul de vie la John acolo în spate, scoatem via, punem cocotier, facem banane pentru uleiuri esențiale. A doua... Stai că te așa am fost și eu pierdut, stai liniștit că nu se întâmplă nimic. Hai să o luăm pe partea asta pe aici, că ne-a Aurel deja s-a dus acolo. Și a doua, vrea să vorbească cu Baciu Dulgheru și cu toți ciobănii aia după acolo, că dacă n-are talână pe oi, să le dea la femeile astea bătrâne care stau pe la poartă să tricoteze, să le facă ce le face pe acolo, să facă botoșii pentru vaci la iarnă. Da. Ce pot să zic? Da. Nu, pe de asta am zis. Și Neaurel le-a mai dat o idee. Acum cred că se duce tâmpiții pe la Neasandu, pe în capul satului, care are gâște, căci că tunde gâștele pe burtă, ca să sugă pui iarnă. Faci mișto de mine. Și ăștia au înghițit-o? Eu cred că au înghițit-o, dracu, că au și plecat. Nu se poate așa ceva. Bă. A? Unde ăla era ăla, mă? Uite aici, iau. Am crezut că e la următoarea intersecție drumul, dar era chiar aceea lângă noi. Nu știu, eu nu știu pe partea asta, nu m-am dus pe partea asta așa. La livadă la Socrămiu, nu ți-am zis unde era în livadă. E măcar atâta să iasă și din mâna lui, că toată viața lui nimic n-a făcut. Bă, dar de unde le-au trăznit ideile astea la ăștia doi? De unde le-a trăznit, de unde nu le-a trăznit, ideea e că hai să băgăm papucul ăsta la umbră. Și fii atent care-i treaba, combinația pe combinație cum trebuie. Vino cu astea. Vine tu de obicei când faci cu combinația de-astea cu mine, rezultă că am de muncă. Nu mă, nu, fii atent, uite vine Aurel acum cu dita mai cisterna de pap. Să te încoacă pe ăsta calcă, nu. Luăm și la fiecare măr în parte trebuie să punem apă. Apă cât cuprinde, că uite, deja au început să se formeze merele, să se coacă. Și va trebui să aibă apă, să fie roditori. Că anul ăsta cel puțin le merge bine. M-am chinuit cu socră, mă, i-am curățat, ne-am făcut tot ce trebuie, așa că... Aia, uite că acolo un buduroi, în partea înaltă, luăm de la cistern. Uite în partea altă. Ia-ți de Neaurel. Hai că fii atent că l-am găsit pe Mitu. Facem treabă acum hai de capul. Stai mă tale lângă cisternă ca să-i dai drumul la furtun cât îi trebuie ca să ne umpli și nouă asta. Da. Apoi dă uite, dacă știam, aduceam și costor, le tăiam și iarba. Dacă știam, auzi, da. Neaurele? Nu ți se pare că deja ne trecem cu gluma, așa? Hai vă lasă gluma. Ăla-i pliem, pe urmă veniți aici la mine și vă dau drumul la robinet. Ăsta-i prins, stai așa. S-a umplut. Fii atent. Tu te bași pe astea trei rânduri, eu mă bag pe ultimul rând, da?
Care este trei în drumul? Ala mai des. Te-a făcut momicica ta. Stai bă și pune mai și fă treabă, te pleznesc. Aia dracu de ciocolată ce ești. Auză bă ce se comentează el bă. Mamă, patraule, dar vezi cum îți duce apa în pământ? Da, da, trebuie să le punem ca lumea, că nu... Uite, a lăsat bidonul aici, ăsta-i de la apă. Trebuie să-l pun eu lângă camion să nu-l uităm. Că-i bun, e curat de apă, o a dus Veronica când erau băiați și ea la culies. Bagă-l în camion acolo. Să-l pun aici să nu uit. Ai văzut, trebuia udat neapărat, că dacă o fost să și tu vezi cum intra apa în pământ. Da, da. Trebuia, da. Dar tu parcă aveai niște costători de cele mici, nu? Da, le am, dar eu știu dacă o merge alea pe aici, că e cam denivelat, e... Dacă nu, o să băgăm un tractor, nu? E să dau drumul la robinet. Să-i pun și lua ăsta aici. Iar cu două rânduri odată. Vroiam să vin numai cu camionul, fără remorcă, dar ne-am dat eu seama ca să intre multă apă aici. Intră apă aici. Nu, că dacă nu le pui, n-are nicio... Sunt și mari și... O. Dar nu faci producție, dacă nu... Nu-i le tai iarba, nu-i uzi, nu-i îngrijești, nu faci producție. Și apoi păcat să-i livada degeaba. Asta zic. Ideea e că nu știu cum să fac aici, să ia săpapă lângă ei așa, să le fac așa un pic, dar nu cred că merge aia toată treaba. N-ar și rău să-i faci un pic așa de gaură, știi? Să stea apa mai mult la rădăcini aici. Bine, oricum rădăcinile-s mari, patraule-s dus încolo, că copacii-s bătrâni. Da, oricum au anunțat și ăștia ploaie zilele astea, dar nu le strică. O strică dacă are mai multă apă sau al. Nu are nimic, nu, apă nu are nimic, că poți să aibă cât de mult. Auzi vrei Neasan? Nea Aurele, ia sună-l pe Neasan Dubre și întreabă la... S-a dus tâmpiți ăștia la el acolo? Las că-l sună îndată. Vezi ce râd de el. Vezi, s-a întremis oameni la treabă. Sună-l alea că vezi dacă s-a dus ăștia să-l întrebe, că eu pun pariu. Sunt fer convins că o să se ducă și la el. Îți dai seama, tu nu vezi și ideile vin? Mamă, dar m-o zăpăci de cap până ai venit tu cu cafeaua aceea, m-o zăpăci de cap cu ideile lor. Yeah. Da. Zic, bă, băiate, o tunat și o adunat pe ăștia doi, e pericol. Ce vorbești, mă? Zic, amândoi e... Mamă, dacă se mai combina amândoi și mai fac și copii, ne-am dat drag. No, că ăștia nu trebuie să mulțească, că dacă s-au mulțit... Nu e bine. Mitulei, hai bă, te miști și tu anul ăsta. Ai chef de miștoul cu mine acum. Eu am venit să-ți fac un serviciu, să-ți aduc mașina acasă și tu m-ai luat la muncă. Lasă-mă, că și așa te plictisei. Așa se zice acum. Păi nu te plictisei? Lasă, Mitule, că munca îți face bine. Da, da. Face bine, nu face rău. Da, mă, oameni buni, ce să mai... Una peste alta... Avem deodat, cred că jumătate zi stăm pe aici, până la livada asta, până o dăm pe fiecare în parte, până una alta, până alea, până d-alea. Da, n-avem ce face. Dacă vrem producție, va trebui să și muncim puțin. Așa că, ce să vă mai zic? Toate cele bune și cum vă spune patraula de fiecare dată, fiți cu minte, nu cu minți. La revedere, oameni buni. Numai bine.